Centrul Bălțului s-a transformat într-un adevărat orășel de poveste, cu ghirlande multicolore și tradiționalele căsuțe din lemn. De la târgul de Crăciun nu lipsește nici băutura preferată a iernii, izvarul. Preparat din vin roșu de la producători autohtoni cu fructe și condimente, acesta este nelipsit din meniul târgului. Din oraș sau din localitățile din preajmă, oamenii vin la târg pentru a gusta din produsele expuse. Такого города никто не делает. Это у нас бублик с шоколадом. Это у нас бегали еврейская выпечка. Попкорн у нас сладкий, солёный, с сыром в ассортименте. И звар есть у нас, да. Totul este feeric, doar că și în acest an lipsește zăpada. Красотища, причём каждый год оно всё лучше и лучше, красивее и красивее становится. Очень жаль, что нет снега вообще. То же, что и в каждый год. Люди выходят на площадь, вечером собирается молодежь и каждый день празднуют до Нового года, после. Pe lângă bucata, deserturi și vin, locuitorii și oaspeții orașului se pot distra la carusele. Prețul unui bilet pornește de la 40 de lei și ajunge până la 120 de lei pentru o persoană. Cei mai curajoși aleg realitatea virtuală. Care vin să mai sperie, să întorc înapoi, care merg până la capăt, care se opresc în timpul video-ului, da, în schimb, facem față. Și ce vreți spune această experiență? Sunt emoții foarte multe, foarte bogate, tineretul îi place. Târgul de Crăciun va fi deschis până pe 15 ianuarie.